David, mai poți? Te mai comand. Bine, îmi place părțile mai siropoase. Mai siropoase? Da. Ce? Păi David, nu a spus câte luni el a încercat, nu a mers. Mi-a spus să ieșim, mi-a spus să ieșim, n-am vrut. Serios? S-a ținut tare. Nu, no, adevărul e că eu nu căutam o relație și de asta l-am evitat atâta de mult, pentru că nu voiam o relație în momentul respectiv, bineînțeles. Chiar și am evitat. Prea mult. El știe, i-am afirmat, eu i-am afirmat lui, am zis 3 ani, la început, că nu încep să vorbim așa, practic, ca și amici, să zicem ghilimele. Mai vorbeam noi și am spus, oh, eu 3 ani, nici să n-aud de o relație. Bă, eu mai mâncat, dar nu mai am ce. Așa de la mine, dacă vrei. Nu, zic și așa. Vă salutăm, suntem la un nou podcast, un altfel de podcast pe Vocea Creștinilor și în această zi am doi invitați minunați, special mie și dragi mie, și anume eram pe David Pop. Bine, David, v-am găsit. Venit, și avem pe Diana Scridon alături de noi. Regăsit. Dragilor, nu de mult v-am văzut la conferința Vocea Creștinilor, la RAD, mai puțin de 3 săptămâni, 2 săptămâni au trecut de atunci și chiar mi-am dorit să fiți alături de noi și într-un podcast să aflăm mai multe despre voi, despre ceea ce faceți voi, despre tine, Diana. Tu ai mai fost la noi acum 2 ani, cred că? 2 ani, da, aproximativ. Da, am mai făcut odată un interviu în direct, pe online. Și dar fi faptul că acum n-ai venit singur, ai venit cu David, cu logotnicul tău. Vrem să aflăm mai multe despre voi și cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Și aș vrea să începem, Diana, cu tine, dar fi faptul că ai mai fost la noi, dacă ai anumite lucruri noi care vrem să le aflăm de data aceasta, pentru că n-ai venit singur, ai venit cu David. Ce s-a mai întâmplat în viața ta între timp, Diana? Da, între timp. Dumnezeu mi-a schimbat foarte mult viața în ultimele luni. În mod special, de când am cunoscut pe David și avem și noutăți. În vară avem și nunta, 12 august. Deci da, sunt fericită, împlinită, binecuvântată de Dumnezeu. Diana, nu înainte de a merge mai departe la nuntă, vrem să cunoaștem istoria voastră, ce s-a întâmplat între timp, pentru că tu ești o cântăreață, ești cunoscută în România și nu numai, în mediul evanghelic, dar nu înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să savurăm din papanașul acesta oferit de restaurant pizzeria Cuibu Cocolor de aici, din Arad, și le mulțumim pe această cale. David, tu văd că ai și început. N-ai putut să te abții. Așa că, între timp ce discutăm, savurăm și acest papanaș oferit de, cum ziceam, de pizzeria restaurant Cuibu Cocolor. David, cum e? E bun? Mă fac să încep? Te provoc. În timp ce noi vom savura, Diana o să vorbească. Când Diana va lua papanașul, noi o să vorbim noi doi, așa ca între bărbați. Diana, spune puțin, așa, începem cu tine. Cum l-ai cunoscut pe David? Zi-ne mai multe detalii și mai apoi să vorbim despre proiectele care le-ai avut, proiectele care urmează și proiectul vostru până la urmă împreună, după nuntă. Da, să nu te grăbești, te rog, dacă am. Deci, noi ne-am cunoscut în urmă cu 2 ani, nu? Da. Ne-am cunoscut prin niște prieteni. Da. Ei au venit la Timișoara și ne-am întâlnit și el a venit cu ei. Și atunci ne-am cunoscut. Dar, na, am făcut cunoștință și cam acolo. Nu v-ați cunoscut cumva la tineret sau? Nu, am ieșit toți cum ar veni. Deci eram prieteni comuni și am ieșit toți și am dus, i-am plimbat un pic prin Timișoara și așa, și era și el cu ei. Puțin să intervin doar. Eram împreună cu încă doi prieteni, eram ca într-un trip, așa, o mini-vacanță de săptămână și am fost în trecere. Nu, de asta nu a fost un context, să zicem, să mai ne întâlnim la biserică sau lucruri de genul ăsta. Am poposit câteva ore, vreo 5 ore prin Timișoara în trecere și ăla a fost momentul în care ne-am cunoscut. Te rog, Diana, mai departe. Ce s-a mai întâmplat mai departe? Practic, v-ați văzut? Știa, te cunoștea dinainte? Sau atunci a fost prima dată. Ai mai văzut-o pe YouTube, pe canale de muzică? Așa, îți dai seama că un pic o vagă cunoștință aveam. Știam și de la prietenii mei că se cunosc și așa, dar
Eu nu-l cunoșteam pe David și, și atunci când ne-am întâlnit n-am prea interacționat aproape deloc. Dar vara asta, prin august, am ajuns la Bistrița și tot așa prin prieteni comuni s-au intersectat din nou drumurile, cum ar veni. David și... e foarte bun. Diana, sincer, poți să vorbești în continuare? Da, sunt în întregărbitură. Sigur, foarte interesantă povestea și o să mai, o să mai exploatăm puțin. David, cine este David? Spune mai multe despre tine. Acum, pe Diana, lumea o știe, cântă frumos, este apreciată în mediul evanghelic și nu numai. Cu cine s-a legat Diana, așa, înainte de nuntă, Logodna, cu cine s-a legat și spune mai multe despre tine. De unde ești, familie, slujire, implicarea ta în Bistrița și așa mai departe. David provine din Bistrița, din Bistrița Năsău, orașul Bistrița. Frecventez și slujesc la Biserica Sfânta Treime, biserica numărul 2 de acolo. Slujești ca și lider de tineret sau? Da, lider la o grupă de tineret și când este nevoie, când sunt solicitat și la programele bisericii, la întâlnirile bisericii. Eu am 20 de ani, studiez momentan în Cluj-Napoca, la Facultatea de Inginerie și pe lângă asta lucrez. Mă ocup de o firmă de închiriere mașini și mă implic de mult la firma părinților, firma de transport marfă. Îți place ce studiezi? Da, 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 da. Pe, și pe asta studiez pe, ca să merg mai departe pe, pe respectiva firmă care și lucram. Din bun vedere spiritual, cum vezi lucrurile? Adică pe ce te ai axat în viitor, slujire, ca și slujire? Pe predicare? Pe da, fost momente, fost momente destul de grele în care poate unii de, mai apropiați de lângă mine spuneau că am o chemare specifică și chiar nu știu, să zic, un an de zile am negat asta. Credeam că e un fel de, nu știu, ar trebui să fug de asta, dar tocmai de curând am acceptat faptul că Dumnezeu mă cheamă să slujesc în direcția asta, vorbi cu oamenii sau vorbi oamenilor și punct de vedere a tineretului și din punct de vedere a celor mai mari, cu timpul, când voi crește. Dar cred că Dumnezeu mă cheamă, într-un fel sau altul, să slujesc oamenilor, vorbindu-le despre El și ducându-i spre o zonă de a-L cunoaște mai bine pe El. Ai predicat până acum? Da, 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 da. În biserică? Da, da. Sau la tabere de tineret? Și în biserică, și la tabere de și tineret. Duminică predicăm. Și duminică. Și duminică să fiu la biserică în zona asta. Poți să ne predici nouă dacă facem o pilă bună acolo la da, mă duc să-mi iau bila din biserică. Mașină. Diana, cum ți s-a părut ideea că el slujește în biserică, când ai auzit, sau ce ți-ai fi dorit înainte ca să-l fi cunoscut pe David? Ce mi-aș cum, cum, cum ar fi fost portretul care tu ți-ai imaginat viitorul da, prieten, da, da. Dar totodată soț, logotnic. Da, da, da. E foarte ceea ce interesant, tu ți-ai dorit? Mă, Ciprian, e foarte interesant că nu mi-am făcut un portret despre băiatul cu care vreau să fiu. Dar eu când David încerca să găsească contexte în care să ne întâlnim, el, cum am zis, s-a încăpățânat pentru că eu cam evitam. Și până la urmă am ajuns în contextul în care eram mai mulți prieteni comuni și inevitabil ne întâlneam. Și când am început să-l cunosc, mi-am dat seama că el are, are ceva deosebit în el, pur și simplu prin eu modul în care baie, vorbea. Dacă, dacă mă laudă, eu mă duc la baie. Adică acum, modul în care vorbea, modul în care se exprima, modul în care îl vedeam, pe mine ce m-a fascinat cel mai mult când l-am cunoscut, ții minte, el se ocupă și de un proiect care se numește Youth Events în Bistrița și eram acolo vara. Și țin minte implicarea lui, mă uitam la el, vedeam cum se implică, cum face, cum trage, drege și mi s-a părut foarte de apreciat și l-am apreciat foarte mult. Și așa cumva am devenit un pic interesată să-l cunosc și am început să ne cunoaștem automat. Asta a fost? Când a fost prima întâlnire? De genul acesta despre care vorbește Diana, aproximativ în iulie. Anul trecut? Da, anul trecut. Nu iulie, nu august, cred. Oricum, în jur de... Ca să zic așa, sfârșit de iulie, început de august. Și cum se împacă un bistrițean. Oricum ne-am mai întâlnit așa puțin la anunți. Deci, a, la da, anunți. Da, da, da. Da, la anunți. Eu aveam de cântat și da. El era invitat și atunci... Ca predicator? Nu, bun. Era un prieten de-a meu. Când v-ați întâlnit la anunți, nu? Cântai, probabil că îl vedeai acolo în public, nu? Da. Dacă nu încercam să mă care era privirea ta, David? Nu știu, privirea mea, încercam cât de mult să prestez o atitudine așa ca să-i stârnesc un pic curiozitatea. Știți că noi, bărbații, de multe ori băieți, încercăm așa să atragem atenția prin mai multe moduri și atitudinea mea era
o ține de interes, dar în același timp încercam să o maschez. Nu era neapărat că aș fi interesat 100%, ca să pot astfel să o duc și pe ea în zona asta de a fi interesat un pic. Bun, stimați tineri, dragi creștini, o lecție de curtoazie. Hai să vedem și partea spirituală. Cum v-ați dat seama că Dumnezeu v-a ales ca să fiți împreună? Ați spus înainte, domnule, ați întrebat, ați studiat cărți, ați citit, v-ați spus pe poști rugăciune, ați întrebat un proroc. Sunt lucruri la care probabil oricare tânăr și tânără se întreabă cum v-ați cunoscut sau care e modul prin care Dumnezeu v-a vorbit, că sunteți unul pentru celălalt. Da, cred că aici am putea să spunem amândoi pe rând, pentru Sigur. Că amândoi avem o experiență personală. Sigur, în față. Sigur. Pe rând. Începe tu, Iubire. Ai enumerat acolo listă de lucruri și cred că le-am făcut pe toate. 95% din ele le-am făcut. În sensul că, da, au fost și lucruri profetice, au fost și studii pe cărți, au fost și părtășii împreună și separat, și zile de post și de rugăciune. Ca și majoritatea tinerilor, să zic așa, și eu și Diana, au fost momente în viața noastră când am cunoscut și alte persoane. Și de asta undeva apare o curiozitate, cum îți dai seama care, că Diana sau David în cazul ei, sau care e persoana aia pe care Dumnezeu ar pune lângă tine pentru un viitor mai strălucit. Și o să zic ceva, sper să nu deranjez pe nimeni, dar primul lucru pe care mi l-am propus în momentul în care am decis să o curtez pe Diana a fost să nu mă încred în absolut niciun proroc. Pentru că am avut anumite experiențe, sunt oameni trimiși adică de la Dumnezeu. Adică n-am fugit la proroc în prima da, fază. Nu am fugit așa personal, nu am căutat neapărat să ajung acolo. A fost moment în care mergeam, conduceam și am stat eu cu Dumnezeu personal și am spus un singur lucru. Te rog, dacă persoana asta, dacă Diana e pentru mine și o să fie o binecuvântare și eu la rândul meu, că e foarte important și asta, nu doar persoana de lângă noi să fie o binecuvântare pentru noi, și noi să fim o binecuvântare pentru ea, atunci, Doamne, potrivește lucrurile cumva. Dacă Diana e pentru mine, fă să văd asta, să înțeleg asta, să nu-mi spună o persoană din afară, să nu vină cineva să-mi spună, fă-mă pe mine pur și simplu să înțeleg asta. Și mi-am pus două semne înaintea Domnului. Acum nu zic că universal oricine trebuie să le facă, dar personal pentru mine am zis că s-ar putea să funcționeze. Am zis, în momentul în care ne vom întâlni, știam că la un moment dat ea urmează să vină în zona noastră de Bistrița și ne vom întâlni și cu grupul meu de prieteni. Și am zis, dacă cumva există vreun moment în care ea o să dea la o parte așa orice interes față de mine sau o să înțeleg că nu are absolut niciun interes, mă opresc și măcar o să mă doară pentru scurtă vreme, dar o să treacă. Dacă cumva, deci asta vorbeam cu Dumnezeu, dacă cumva va fi ceva pentru viitor, să observ măcar o fărâmă mică de interes. O fărâmă cât mai mică în ea că ar vrea să mă cunoască. Și atunci am zis, nu o să mă mai oprească nimic. Ok, și Diana a vrut mai mult, nu? Da, am observat fărâmă la început. Unde veți sau cum vă veți împărți, Timișoara sau după nuntă sau Bistrița? Te las pe tine aici, da. Diana, te rog. Da, mai întâi o să stăm la Cluj și după 2 ani să ne terminăm facultățile și apoi ne mutăm la Bistrița și ne stabilim acolo. Îi vei putea să studieze la Cluj? Da. Despre nuntă. Haideți să vorbim și despre aspectul ăsta, da, pentru că vă așteaptă și ați pregătit, v-ați spus data, nunta în această vară, ce ne puteți spune, așa ca din culise, în premieră la Vocea Creștinilor, unde va fi și câteva detalii, dacă ne puteți da. Diana? Nunta va fi la Timișoara, la Palazzo. Am ales locația asta pentru că sora mea se va ocupa de eveniment în sine, de tot ce va fi nevoie și nu o să avem practic și teoretic niciun stres. Adică ea o să ne ajute din toate punctele de vedere cu organizare și cu tot ce va fi nevoie. Și atunci pentru noi, cum să zic, o să fie foarte, foarte bine, că nu o să avem un stres mare în ziua nunții. Mm-hmm. Și sperăm că nici înainte. Da. Și după aia mergeți la Cluj, nu? Da. Veste acolo. Diana, studiezi și medicină, asistență și totodată psihologie. Da. Cum te îmbaci acum, înainte de nuntă, și cu muzica, dar și cu studiul? Știu că ai venit azi chiar de la facultate. David te-a luat și ați venit încoace împreună cu prietenii voștri. Cum să zic, că e aglomerat un pic. Mai ales când am evanghelizări, acum în perioada asta sunt mai multe evanghelizări, sunt chemată. Mm-hmm. Și e destul de greu, mai ales în timpul săptămânii încerc să evit pentru că avem ore foarte multe. Acum măcar că încă nu e foarte stabil programul pentru că doar ce am început semestru.
dar e destul de aglomerat și nu e destul de ușor, dar e ok. Cânti cu o trupă sau doar solo, cu solo, negative sau solo, cu cel pianist? Mai mult, nu, mă duc eu, cânt eu și la pian și cu vocea. David, tu cânti la un instrument. Inima se poate zice instrument. Inima, bun. Doar tu, deci nu o să mergi cu predicatul, da. David. Eu și Diana cu cântatul. Cât poate mult încerc să nu stric slujirea Dianei. Da? Eu de asta m-am îndrăgostit de instrumentul ăsta, de inima lui. Frumos. Frumos. Ultima melodie, de fapt, care ai și postat-o deja, Alungă furtuna. Melodia asta are o poveste foarte, cum se spun, eu în vară, înainte să-l cunosc pe David, am avut o perioadă mai, poate tumultoasă, să zicem așa. Să zicem că mă simțeam destul de singură și cumva aveam nevoie ca Dumnezeu să îmi dea pace, aveam nevoie pur și simplu să simt că Dumnezeu încă mai e cu mine. Și am găsit piesa asta printr-o anumită persoană. Când am ascultat-o pentru prima dată, țin minte că îmi curgeau lacrimile și roaie, pentru că m-am regăsit foarte mult în ea. E o piesă de restaurare, de vindecare. Și a însemnat mult pentru mine și am decis să o împărtășesc și cu alții, pentru că am considerat că merită. Merită. David, ai fost cu ea când s-a filmat? Da, am fost cu ea la filmare. Unde ați fost? Pentru că este o locație destul de riscantă acolo, pe munți. Cred că ați avut mult de mers. A fost de mers și cu mașina și pe jos, oarecare distanță. Zona e undeva aproape de Turda, Cluj, Cluj-Napoca. Turda, Cluj, da. Da, da. Da. Nu mă așteptam să găsesc o zonă de felul ăsta, dar echipa cu care am fost, cea care a filmat, ea aștept zona și super, super tare. Dar țin minte că a fost o zi așa plină de temperaturi scăzute. Eram din stânga în dreapta, da, mă cățăram pe o zonă mai muntoasă să plec la mașină, veneam cu o rochie de-a Dianei. A fost departe mașina de locația de filmare. Da, și, cred că o da, noi am coborât undeva într-o vale jos și a trebuit să urci după așa. Da, nu a fost ușor deloc. Cu peripeții zona asta de exact. Munte și filmat la munte. Diana, din câte am observat eu și mai mulți mi-au zis, mergi foarte mult pe melodii de suflet, mai sentimentale. Da. Nu prea, sau nu prea ai, nu știu dacă ai vreuna mai ritmată, să zic așa. De ce? De ce? E punctul tău foarte? Ba da, am, dar sunt mai puține și nu iasă în evidență din cauza una, asta. Una, mi-aduc aminte, uite, îmi cer scuze, nu știu titlul, una făcută, filmată la Paris. Când îmi bat în poartă. Mi se pare mai ritmată. Da. Am ascultat-o anii trecuți cu fiica mea. Da. Cerul, creștem încrederea. Uite, toate nu le știu. Da. Ce scuze. Da, o parte din ele erau și pe Spotify până de curând. Doar pe Spotify. Da, da, acum sunt toate postate pe YouTube. De asta poate nu le-ai știut. Da. Nu erau pe YouTube. Posibil, da, corect. Și răspunsul care e? Păi pur și simplu, așa sunt eu, o persoană mai, cum să zic, profundă. Îmi plac cântările profunde, îmi plac versurile profunde, îmi place instrumentalul profund. Toate sunt compuse de tine, Eliana? Sau? Nu, nu, nu. Nu toate? Nu, sunt cu colaborări, majoritatea. Și partea de instrumental le faci tu, simple la pian și spui ceea ce vrei? Sau? Nu, toate instrumentalele, aproape toate, sunt făcute de Alin Timofte. Și cel mai mult am colaborat cu el și deci pe partea de album. Linia melodică. Faci tu sau ți-o face el? A, linia melodică, am crezut că instrumentale. Nu, linia melodică. Linia melodică depinde cu cine colaborez. Mi-am făcut și eu câteva cântări, dar doar una dintre ele este pe YouTube. Foarte mult la compoziție am colaborat cu Otto Pascal și cu alte persoane. Dar cel mai mult cu Otto am colaborat pe partea asta de compoziție. Și practic, cu, poate că mă înșel eu, dar poate. Deci cu el ai și început primele melodii. Da, 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 pentru că primul meu album, în mare parte, e compus de Otto. Câteva piese sunt cover-uri și una compusă de mine și restul sunt compuse de Otto. David, tu o să faci cu Diana o melodie? Ai voce? Nu ai voce? Nu cred, nu. Am voce că se aude ce vorbesc acum, dar voce așa nu, să nu, voce bine. Melodică, așa, no, n-ai cântat în biserică, no, de mic copil. No, no, no. Poezii spuneam când eram poezii, spuneam deci poezii. De cântat n-am cântat niciodată. Dar ne potrivim perfect la capitolul ăsta, zic eu. Pentru că chiar mă gândeam, eu când, în general, am un stil de a cânta, îmi place să improvizez, îmi place să mai fac floricele, îmi place să cânt în stilul meu, adică nu genul acela de persoană care cântă mereu la fel o melodie. Îmi place mereu să improvizez, să mai colorez un pic, să... Și atunci, cumva, cred că dacă aveam pe cineva
Trebuia mereu să cânt piesa așa cum e. În schimb, așa cum sunt singură, pot să o colorez cum vreau și am o libertate pe partea asta și îmi place foarte mult și ciocă tot mai mult. Dacă noi o să mergem împreună în slujire, mi se pare foarte frumos că vom putea umpli un program. Eu să predice și eu să cânt. Eu cânt, dar în mașină, doar împreună cu ea. În mașină. Da, în mașină cânt. E bun. Legat de partea de slujire, următoarea perioadă, după ce vă veți căsători singuri și veți merge împreună, vreți să împărțiți așa puțin slujirea fiecare cu predicatul și Diana cu cântatul. Diana, când și la pian, când mergi în misiune, slujire sau doar cu partea de vocal? Și acum ultima dată când am fost, acum 2 săptămâni, am fost ultima dată la evanghelizare și am cântat marea parte dintre cântări la pian. Câteva okay. Și cu negative, dar îmi place mai mult să cânt de la pian. Să controlez eu cântarea. Proiecte împreună cu surorile tale mai ai? Ne-am gândit, dar încă nu-i nimic stabilit. Ne-am gândit să facem o cântare toate împreună, da. Ar fi foarte frumos. Melodie făcută la nuntă? La nuntă? Da. Adică, efectiv, la nuntă să aveți, sau să ai, să aveți împreună o melodie. V-ați da, asta o să fie surpriză. Ok, deci nu o spune. Stați cu ochii pe canal. Stați cu ochii pe vocea. Parte de social media. Cum vă descurcați acolo? Care e interacțiunea, Diana? Ce te-ai face? Și adevărul că și în cazul meu, ce m-aș face fără social media? Adică publicitatea pe care mi-o fac și care putem să fim ascultați, putem să fim recunoscuți. Cum interacționezi cu publicul tău tânăr, de vârsta ta, cu fete, cu băieți care te ascultă? Care interacțiune pe Instagram? Acolo cred că ești cea mai... Da. Sau? Și pe Facebook? Ești nu, mai activă pe Facebook? Pe Facebook nu prea, uh-huh. Pe Instagram cel mai mult. Cum menții stilul de a posta și totodată ce postești și ce nu vrei să postești, ce nu vrei să vadă? Adevărul e că pe postări nu mă focusez așa de mult. Eu mai mult postez la story, postez citate. Primești mesaje? Primesc. Postez citate sau repostez cântări, dar postări în sine e mai rar. Eu sunt pic mai inactiv. De când vorbesc cu Diana, da, am o interacțiune puțin mai mare. Se abonează prietenii mai des la tine acum? Da, și necunoștințe. Sau am mai multe vizualizări în anumite povești pe care le postez. Dar în general... Ești mai expus acum de când ești cu Diana? Nu știu ce să zic. Nu știu, probabil mai că... Ești mai cotat ca predicator? Nu simt neapărat că aș fi abordat așa sau mai multe interacțiuni pe social media de când vorbesc cu Diana, deși sunt anumite lucruri. Da, la fel cum zicea și Diana, eu mai mult postez acolo la story, la poveste, anumite lucruri care mi-atrag atenția în fiecare zi. Citate lucruri, sunt și ceva planuri devoționale de acolo, dacă îmi place, împărtășesc cu oamenii. Chiar dacă la o anvergură mult mai mică, dar... Bun, îi dăm și la Diana timp să mai savureze din papanașul acesta, care e foarte bun, e aproape gata. David, spune, te rog, câteva experiențe de viață care le-ai avut în trecut, puțin despre cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu în linii mari. Modul în care Dumnezeu te-a surprins, în care ți-a schimbat viața ca tânăr, când a fost momentul, dacă poți să ne spui puțin despre familia ta. Sigur. Eu provin dintr-o familie creștină, penticostală în mare parte. Da. Din partea tatălui meu, bunicii mei merg la Biserică Baptistă și sunt practicanți la Biserică Baptistă, din partea mamei mele la Biserică Penticostală. Dar noi ca și familie, eu împreună cu părinții mei am rămas la Biserica Penticostală. Sunt a treime de care vă ziceam. Și de când sunt mic, desigur am mers la biserică mult. Am avut întotdeauna o vagă cunoștință până la un moment dat despre Dumnezeu și despre cum ar trebui să umble un creștin. Însă până la vârsta de 17 ani, eram așa, dus în stânga și în dreapta de anumite vânturi. În sensul că a fost destul de multe lucruri care mi-au atras atenția. Noi, oamenii, suntem într-o continuă căutare așa de necunoscut pe de-o parte și mai ales noi tinerii. Și întotdeauna încercăm să umplem un gol pe care îl avem, un gol constant pe care îl avem acolo. Și am crezut că golul ăsta se umple cu alte lucruri, cu tot felul de vicii, dacă pot să merg așa de departe, să spun, cu tot felul de experiențe din punctul ăsta negativ de vedere. Au fost multe momente în care Dumnezeu m-a surprins, că mă întrebai despre asta, în sensul că eu trăiam în anumite lucruri departe de El și simțeam așa o dragoste la un moment dat cum cobora, însă până la un moment dat am tot dus așa, ridicându-mă căzând. Am oscilat mult spiritual. Timp de vreo 3 ani am oscilat continuu spiritual. L-am dezamăgit pe Dumnezeu, că
cred că în foarte multe moduri. Chiar și în biserică, ai fost tânăr crescut în biserică? Da, da, da. La, și cu mergeam la tineret, deci eram, nu eram implicat neapărat, să spun, în slujire, dar eram, să zic așa, un practicant, mergeam cât de cât la tineret. Dar, nu știu, totuși cu inima departe de orice fel de interacțiune, așa cum îi plăcea lui Dumnezeu și cu cei de lângă mine, dar și cu el, personal. Până la un moment dat, sunt bune și taberele de tineri, așa că vă sfătuiesc pe toți care aveți oportunitatea să mergeți la o tabără. Dumnezeu mi-a transformat viața. Cred că mulți au avut o experiență de felul ăsta. Poți să ne spui și numele taberei? Da, există speranță. Tabăra Există Speranță, la Someșul Rece, lângă Cluj, s-a ținut. A fost o serie de mesaje frumoase, o serie de sesiuni interesante, dar cel mai mult și cel mai mult mi-a marcat viața, nu știu, penultima zi, o zi în care grupulețul mic cu care am mers, cu care făceam anumite lucruri, m-a chemat să mergem în continuare în tot felul de colțuri în care ne ascundeam noi, o zi în care încă de dimineață am simțit ca o prezență lui Dumnezeu peste ființa mea. Nu pot să explic prin cuvinte un lucru pe care îl simți înăuntru tău, dar a fost o zi în care n-am mai avut absolut, dacă pot să-mi exprim așa, nicio tragere de inimă legat de tot ceea ce înseamnă pofta asta a firii pământești, pofta de a consuma anumite lucruri. A fost o zi în care m-am debarasat de absolut toate lucrurile astea, am stat cât mai retras și am așteptat să vină seara ca să pot să-mi predau viața în mâna Domnului. De atunci mai sunt căderi, mai sunt greșeli, mai sunt eșecuri, așa cum toți avem, dar în mintea mea constant e credința asta că, și în inima mea că Dumnezeu ne iartă și tot prin harul lui ajungem într-o zi într-un loc mai bun. E bună predica. Nu, Diana? Da, David, îți pui experiența ta când mergi în anumite medii în care ești pus să predici sau să-ți pui mărturia? Dumnezeu mi-a transformat viața în urmă cu 3 ani și o lună, ceva de genul acesta. Și în primul an țin minte, chiar un an jumătate am făcut destul de mult lucrul ăsta. În ultima vreme n-am mai fost solicitat neapărat, dar întotdeauna când e nevoie, o să spun. Asta e mărturia mea, cu asta merg înainte în orice moment. Și care crezi tu că e marea problemă a tineretului în ziua de azi, în care, adică cum am putea să-i atragem pe tineret la biserică sau la Domnul, care eu sunt o altă generație. Uh-huh. Generația mea a fost altfel, generația voastră e altfel. Cum, cu ce se confruntă tinerii în ziua de azi? Pentru că tu ai experiență și, cum zici, lucrezi cu tineri și dacă ai putea să dai o sugestie, cum ar trebui lucrat cu ei? Da, ar trebui lucrat în modul ăsta. Cred că nu sunt părinte. Dumnezeu sper să ne facă părinți pe amândoi în viitorul apropiat. Însă, cred ca și într-un fel cu copilași ar trebui lucrat. Întotdeauna ar trebui să-i stârnești curiozitatea cumva. Pentru că, din punctul meu de vedere și din experiența mea personală, dacă vii la un tânăr și îi spui un set de reguli, s-ar putea să-l pierzi destul de repede. Și de multe ori tinerii se depărtează de Dumnezeu pentru că o perioadă stau în formalitate, doar să zic așa, nu au experiențe reale, personale, nu scoși un pic din zona aia de a respecta niște tabieturi și duși mai departe, stârnită curiozitatea asta spirituală să cunoască mai mult din Dumnezeu. Ei, poate mulți și noi de multe ori, noi tineri de multe ori, ne blocăm la un anumit nivel și avem impresia că am cunoscut destul și atunci căutăm un pic în alte zone. Da, desigur, se vorbește mult despre social media și asta e foarte prezent în viața noastră. Dar ar trebui și acolo cumva să fie o educație în direcția aia, din punct de vedere a socializării pe internet. N-ar trebui, nu știu, să aruncăm sau să arunce cineva noi tinerii pentru că petrecem timp acolo. Ar trebui să avem o educație în direcția asta și întotdeauna să fim stimulați, să zic așa, spiritual, ca să cunoaștem mai mult din Dumnezeu. Mă refeream la partea de social media, cum am putea să câștigăm tinerii din punctul ăsta de vedere și să-i atragem spre cele spirituale. Mai merge treaba că hai cu mine la biserică? Da, desigur, cred că va merge întotdeauna, dar până să vină cu tine la biserică, ce exemplu îi dai persoanei respective sau cum te comporți cu persoana respectivă? Era la un moment dat un citat frumos, o maximă, că singura Biblie pe care unii o să o citească vreodată ești chiar tu personal. Astfel, dacă tu o să fii cu adevărat o Biblie sau un adevăr al lui Hristos, va locui în tine și îl vei arăta omului, sunt șanse mari să îl stârnești să vină după tine. Dar contează și ce faci până îi faci chemarea respectivă. Da, așa este. Diana, puțin mărturia ta,
despre cum Dumnezeu te-a schimbat în ultima perioadă. De fapt, ai zis așa mare, dar măcar modul în care ți-ai dat seama că, da, sigur, ai fost crescută într-o familie de creștini și așa mai departe, dar în acel moment în care ai spus, da, vreau să te urmez pe tine și să te slujesc pe tine până la capăt. Trebuie să recunosc că, da, eu am avut o relație cu Dumnezeu, am decis să mă botez în 2018, cred că am avut botezul. Dar de când îl cunosc pe David, și nu o spun doar ca să fie spus, de când îl cunosc pe David, parcă relația mea cu Dumnezeu a fost restaurată complet. De ce? Pentru că el mă influențează foarte mult în bine. Adică, cum să zic, și înainte mai citeam din Biblie, când și cum, și mai făceam anumite lucruri pentru Dumnezeu, clar, mereu am cântat în biserică de mică. Dar de când îl cunosc pe David, David m-a ajutat să văd lucrurile mai importante, să pun prioritățile, să fie prioritățile alea importante, că noi de multe ori punem priorități niște lucruri care ar trebui să fie secundare în viața noastră. Și asta e adevărul, nu știu, viața mea și din punct de vedere spiritual și sentimental e restaurată de când îl cunosc, pe parcurs chiar, nu știu, parcă m-am regăsit pe mine de când îl cunosc pe el. Asta e foarte, foarte fain. Și asta e o reală binecuvântare atunci când da. Partenerul te duce la un alt nivel din punct de vedere spiritual da. Și nu te duce în alte locuri, în alte zone, ci doar din punct de vedere spiritual crești, asta e un semn foarte bun. Exact. David. Pot să zic, cred că, din cealaltă parte, așa, bărcii, să zic așa, de multe ori sunt gelos pe Diana. Pentru că ea zice lucrurile astea. Dar mie mi se pare că de multe ori a fost stimulantul pentru mine. În sensul că mă uitam la râvna ei de a citi Biblia și eram gelos. Mă uitam la mine și ziceam, ce-i cu mine în perioada asta? Mă depășește din toate părțile. Mă uitam din punct de vedere a închinării zilnice, a termenului așa, vorbire mai de lemn un pic, a noastră pentecostală, a odăiță noastră. Mă uitam și discutam cu ea despre asta și vedeam progresul de la zi la zi și mă gândeam, eu ce fac, stagnez? Rămân în spate? Ea spune că eu am fost ca și un ajutor pentru ea, dar mie mi se pare că în fiecare zi am un ajutor pentru mine. Și întotdeauna mă uit la ea cu o gelozie sfântă, să zic așa, și sunt determinat să mă apropii de Dumnezeu. Eu chiar zic ca oricine, aproape, oricine îmi cere detalii despre relația noastră și chiar când mă rog, de multe ori menționez asta lui Dumnezeu și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru binecuvântarea asta neprețuită, pentru care nu o să pot să-ți răsplătesc niciodată. Adică el. Da, oricum părtășia și asta, dacă pot așa să zic, pentru orice relație, și mai matură și mai tineri puțin, părtășia în relație cea mai importantă. Spunea la întâlnirea noastră premaritală cu pastorul Victor de la Bistrița, ne spunea că, ne dădea așa un exemplu, o imagine, că aici e Dumnezeu în centru, aici suntem noi, partenerii. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât și noi ne apropiem mai mult unul de altul. Cu atât mergem mai jos, cu atât ne depărtăm unul de celălalt. Da. Așa că întotdeauna să căutăm să avem o părtășie în relație, în căsnicie, în absolut orice, să căutăm să avem o părtășie. Da, îi spuneam, Dani, te rog, roagă-te tu în seara asta. Noi ne rugăm așa, cu ajutorul Domnului în fiecare seară. N-am fost obișnuită cu așa ceva. Da, de multe ori pe webcam, pe FaceTime, pentru că suntem la distanță destul de mare, dar încercăm să avem o părtășie în fiecare zi și spuneam, Dani, acum ai rândul tău, te rog. Mi-era rușine că nu ne-am obișnuită, mai ales să mă rog cu voce tare, dar mai să fiu conștientă că mă aude un om și... Cum să zic, el e receptiv la tot ceea ce spun și mi-era rușit, mă gândeam dacă greșesc, dacă nu știu ce. Și adevărul că acum când mă uit în spate îmi vine să râd, pentru că, nu știu, când suntem în rugăciune amândoi, nu știu, am avut niște momente, wow, cu Dumnezeu. Acum începe ea singură, nu mai trebuie să zic nimic, cum, nu ar mai vrea să mă lase ea pe mine să mă rog. Bine, desigur, ne rugăm și împreună, da? A fost momente în care ne rugam pe rând. Pur și simplu așa să ne facem încredere, la început de relație, mai greu puțin. Da, ați avut momente când v-ați certat până acum? Zice mentorul meu spiritual, fratele mare, zice că nu ne-am certat niciodată, dar cu litere mare am mai vorbit. Okay. În sensul că da, au fost tensiuni între noi. Au fost tensiuni. Și nu, normal. Da, nu mi-e rușine să spun asta. Normal, sigur. Am învățat că nu trebuie să ne ferim neapărat sau să fugim de tensiunile dintre noi, ci trebuie să gestionăm modul în care ne rezolvăm după tensiunea respectivă sau modul în care... Ne împăcăm. Ne împăcăm, exact. Pentru că împăcarea e dulce. Foarte dulce. Chiar mai dulce decât monotonia. Și normal, suntem doi oameni diferiți, creșteri diferite, mentalitate diferită, adică nu era, nu e ca și cum suntem crescuți fix la fel și gata, ne-am cunoscut, totul roz, picobelul, nu e chiar așa. Bun, mergem încet încet spre încheiere și Diana, aș vrea să ne spui despre viitoarele proiecte, dacă ai următorul proiect la care construiești, sigur. David, cum a fost bun? Foarte bun. În continuare e bun, chiar dacă puțin s-a răcit. Chiar dacă puțin s-a răcit, tot bun a rămas. Dar cred că e bun și așa rece. Da, da. Dar cel puțin e foarte pufos. Diana, cum ți s-a părut?
Papanașul? Da. Foarte bun. Foarte bun. De viitoare proiecte, Diana, care le vei avea, ai ceva în derulare acum, compui ceva? Da. Deocamdată urmează o colaborare cu Ovi Lazia. Ovi, salut! O să scoatem împreună un cântec, pentru că vine și Paștele și e potrivit. Și da, mai am și proiecte viitoare pe care deja le gândesc. În ultimul timp am fost mai activă și pe YouTube și am postat mult mai mult. Mă bucur pentru faptul că am putut să vă cunoaștem și mai bine, ca și o echipă, ca și un cuplu, care Dumnezeu va binecuvânta relația voastră, o binecuvântează în calitate de logodnici și în vară va fi o nuntă. Puteți Amin. Să ne spuneți data? 12 august. 12 august. Mă gândesc dacă cum ați plecat din țară. Luați-vă concediu. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze relația voastră în continuare, să vă cunoaște și mai bine, să vă ancorați și mai bine în el, voi să vă cunoașteți mai bine și să ne auzim cu bine la mai multe podcasturi, la un alt fel de podcast cu un papanaș și dacă nu e un podcast, măcar să ne auzim la o evanghelizare în care vreau să vă aud pe amândoi. Diana să te aud cântând, dând slavă lui Dumnezeu și închinându-te împreună cu comunitățile unde faci parte și unde mergi, ca invitată împreună cu David în calitate de vorbitor, predicator și Dumnezeu David, să le potrivească. Îți doresc numai ca Dumnezeu să lucreze pe tine în continuare și să ridice această generație tânără care are nevoie de Hristos mai mult ca oricând și cred că tu o cunoști mai bine. Nimeni altcineva nu poate să o cunoască decât un tânăr din generația aceasta. Vă doresc numai bine și spor în toate lucrurile. Dumnezeu să ocrotească relația voastră în continuare. Ne-ai încărcat de binecuvântări. Okay. Mulțumim, Domnul să le Dacă asculte. Nu, mă trimis un papanaș și la Timișoara și exact. La Cluj și va fi și mai bine. Să fie trimit. Mulțumim, dragi, mulțumim că ați fost alături de noi și la acest podcast, altfel de podcast, în compania celor doi frumoși, minunați, scumpi și dragi, Diana și David. Mulțumim. La un pămânaș atât de bun și totodată mulțumim restaurant Cuibul Cocorul pentru acești papanași buni. Ne revedem data viitoare, sâmbătă viitoare, cu un nou podcast. Vă las să ghiciți dumneavoastră, o să-l postăm în perioada următoare. Fiți binecuvântați și vă lăsăm să ascultați melodia Alungă Furtuna. Fiți binecuvântați! Tău simt cum sufle acum, gloria ta aici se va manifesta și pot simți prezența ta. O, cât de mult i-am așteptat, cu brațe deschise eu sunt. Inima-mi predau pe-al tău altar. Un lucru cer de la tine, vino, transformă-mă. Alungă furtuna, durerea și teama, vindecă inima mea. Vindecă inima.
puterea ta, vino în viața mea. Tu ești totul, vântul, apa, focul, cu puterea ta, vino inima mea. Vreau să vin.